Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește Bună dimineața, oameni buni! Din nou la cafeaua de dimineață, aici pe Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. Ați văzut cu toții ieri, mulți dintre dumneavoastră ieri, emisiunea despre spital și emisiunea noastră despre spital și discuțiile care au avut loc. Faptul că un domeniu precum sănătatea a suscitat atâta interes ne-a făcut să ne gândim că sunt și alte domenii în care lucrurile merg bine, mai puțin bine sau foarte bine și trebuie discutate, pentru că eu, la vârsta pe care o am, am trecut prin vreo, nu știu, 11 reforme ale învățământului. Acum m-am trezit că trebuie să mă educ în România educată și îmi dau seama că sunt multe lucruri pe care nu le știu. Și pentru că la Mesagerul am încercat mult timp să promovăm din nou dezbaterea, lucru care lipsește în Neamț de foarte mult timp, de pe vremea când unii au zis noi le știm pe toate, conducem și numai cum zicem noi așa se întâmplă. Uite că e greu să faci dezbateri. Ieri am avut una. Astăzi am bucuria să spun că avem o altă dezbatere și vorbim astăzi despre văzute și nevăzute în învățământul nemțean. Și ne-am gândit așa, cum am putea să facem emisiunea asta? Păi învățământul, e învățământul ăsta pe care îl știm noi în orașe, că de obicei aici ne dăm noi cu capul de el, este învățământul care e în mediul rural și care, în ciuda a ce se spune, are foarte multe lucruri bune care se întâmplă acolo, are și probleme mari și atunci am zis un director de la oraș, un director de la rural și să aducem și un arbitru care nici el nu știe în momentul ăsta care va fi rolul foarte bine al inspectoratului școlar, așa că am adus și inspectoratul școlar. Și începem prezentarea, o să te rog, Bogdan, să începem cu cadrul singur. A, așa, foarte bine, le-ai pus pe toate. Așa. Deci, doamna inspector școlar general, Florentina Luca Moise, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. La dezbatere. La dezbatere. Și la cafea. Alături de domnia sa în cadru, doamna Teodora Simionel, școala gimnazială numărul 8, Piatra Neamț, bine ați reveni, că noi am mai făcut o emisiune. Categoric, mulțumesc mult pentru invitație. Și doamna Florentina Popa, de la școala gimnazială Dulcești, Comuna Dulcești. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine ați venit, doamnelor. Eu recunosc că este prima dată când la o emisiune am trei doamne care au venit foarte devreme înainte de emisiune și mă bucur să putem discuta despre ce se întâmplă în învățământ, așa cum aveți dumneavoastră experiența din școlile dumneavoastră sau de la Inspectoratul Școlar General. Eu aș vrea să vorbesc puțin. Dacă aveți probleme, vorbiți cu doamna general, că nu vă aude decât cei care vă urmăresc. Deci, da, e o încântare, să știți, și vă mulțumim frumos pentru invitație. Agreem acest tip de emisiune, dezbatere, pentru a vorbi cu cărțile pe față, cum se spune la noi. Da, într-adevăr, am ajuns la emisiunea dumneavoastră mult mai devreme. Probabil e o rutină a profesorului, exact, pentru că suntem obișnuiți cu o oră de a ne prezenta la joburile noastre, la clase, și o facem cu responsabilitate, eu una cel puțin, de vreo 28 de ani. Acum nu vreau să mai discutăm lucrurile astea, că chiar nu e cazul să spunem de cât ani lucrăm. Ați lucrat în învățământ și am lucrat în învățământ. Am și uitat de când n-am mai lucrat. Experiența este bună, domnul Bolănescu. Da. Haideți să vedem un pic. Învățământul, asta în România educată, mă rog, nepotrivită sintagmă, dar mă rog, merge înainte așa cum suntem noi. Avem școli în orașe, avem școli în comune. Avem probleme comune, avem probleme care diferențiază școlile una de cealaltă. Sincer, îmi convine că este doamna Simionela aici, pentru că e o școală, școala 8, care acum
are, trăiește așa o viață interesantă. E în șantier școala și ei învață în deplasare. Avem o școală din mediul rural în apropierea unui oraș aproximativ 18, cât aveți? 14 kilometri până la Roman, lucru care creează probleme din punctul de vedere al populației școlare și poate doamna directoră să ne explice. Și hai să vedem, să demarăm. Bun, vă rog pe dumneavoastră, eu îmi beau cafeaua și vă ascult. Aș începe eu până se organizează colegele. Nu, organizațiile, că se da ședința cu directorii. Și așteptăm să vedem care sunt problemele. Eu consemnez, da? Eu fac procesul verbal. O să vorbim verbal și despre lucrurile plăcute și mai puțin plăcute din învățământul nemțean. Dacă e să vorbim despre fața văzută a învățământului din județul Neamț, în primul rând aș pune în prim plan oamenii din instituțiile de învățământ, elevii, aș putea să vorbesc despre clădiri, aș putea să vorbesc despre concursuri, olimpiade, evaluări naționale, bacalaureat, rezultate, victorii, muncă de echipă într-o instituție de învățământ, dar și la nivel macro, la nivel de județ, putem vorbi despre aceste realizări. Când abordăm învățământul și vorbim despre fața nevăzută a activității, aici aș putea spune că este o discuție amplă, pentru că vorbim despre iubirea pentru copilul din bancă. Pentru că principalul obiectiv a fiecărui cadru didactic și atenția este concentrată asupra elevilor noștri. Atunci când dorim să abordăm această problemă și să discutăm despre fața nevăzută a învățământului, cred că este necesar să abordăm problema atât de la nivelul inspectoratului școlar, cu activitatea inspectorului școlar general, o activitate, da, o activitate pe lângă programul impus, activitatea inspectorilor școlari care nu de puține ori lucrează cu orele pentru a susține activitățile din instituțiile de învățământ, organizează concursuri școlare, extrașcolare, olimpiade, evaluări naționale, evaluări ale sistemului de învățământ preuniversitar din județul Neamț, am putea aborda problema și a familiilor elevilor, pentru că nu de puține ori există greutăți, ne confruntăm încă cu mari probleme în foarte multe familii, ceea ce cere statul câteodată este peste puterile de punere în practică a părinților, a bunicilor și chiar a elevilor. Ca inspector școlar general vă pot arăta cu deschidere, transparență și totodată cu devotament pentru locul de muncă unde îmi desfășor acum activitatea, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, și fața nevăzută sau poate, ce pot eu spune, câteva aspecte pe care mulți nu reușesc să le vadă. Inspectoratul școlar a ajuns al doilea cămin pentru mine și pentru colegii din inspectoratul școlar, dar și școlile din județul, volumul mare de muncă. Volumul mare de muncă și abordarea din punct de vedere afectiv, pentru că poate faptul că acum la conducerea inspectoratului școlar este un inspector școlar general femeie, este unul dintre cele mai mari avantaje, pentru că noi lucrăm cu copilul, lucrăm cu omul. Și evident, acum, în această abordare, dar în această abordare își pune clar amprenta de mamă, iar atunci când ești și mamă, clar că abordezi lucrurile cu o implicare afectivă mult, mult mai mare decât poate, cu scuzele de rigoare pentru domni, e un avantaj pentru doamnele din învățământ. Haide. Un avantaj care se reflectă asupra copiilor.
Aici, știți, s-ar putea să avem puncte de vedere diferite, dar nu contează. Asta este dezbatere, nu? Da, da, puteți. Haideți să vedem un pic, pornind de la ce ați spus dumneavoastră. Da. Să vedem cum se reflectă lucrurile astea în cele două școli. Pentru că eu mă bucur că două doamne directoare au răspuns aceste invitații, pentru că nu este foarte comod întotdeauna, că nu știi la ce să te aștepți. De exemplu, la școala 8. E o școală, cum spui, nu e școala în centrul orașului, nu e o școală, să spunem, cu o populație școlară, mă rog, selectată, cum se întâmplă în alte locuri. Și aici ai un fel de probleme. Tincoace, la Dulcești, trebuie să faci față concurenței, trebuie să faci față problemelor care țin de familiile. Mulți sunt plecați și au lăsat copiii cum i-au lăsat. Eu vă rog să... Da, abordarea este diferită și le mulțumesc colegilor mele, doamnele director astăzi prezente alături de mine. Și, într-adevăr, chiar dacă fișa de evaluare a unui manager de instituție școlară este aceeași, să știți că abordarea este diferită și aveți perfectă dreptate, pentru că problemele sunt diferite, comunitățile sunt diferite, implicarea reprezentanților legali, a consilierilor locale, a primarilor este diferită, știți cum omul sfințește locul. Haideți să vedem, să mergem la da, concret. Vreau să ajungem, vreți să ajungem la concret, mergem da. La concret, clar. Ne confruntăm cu probleme, pentru că probabil asta doriți să știți. Nu, eu vreau și lucrurile bune, că ne ferim să vorbim de lucruri da. Bune. Vreau și lucrurile bune, dar nu vreau să ocolim sunt problemele. Sunt lucruri bune și chiar foarte bune, pentru că dacă e să discutăm despre o școală din mediul rural, și despre fața nevăzută, munca oamenilor și eforturile susținute ale familiilor. Chiar ieri vedeam în presă și felicit pe această cale elevii care aduc în continuare rezultate deosebite județului Neamț și reprezintă un plus valoare pentru învățământul nemțean și sunt mândria noastră. Acei copii pleacă de undeva, domnul Bălănescu, pleacă dintr-o școală de cele mai multe ori din mediul rural și ajung la unități de învățământ de top din județul Neamț. Chiar ieri, răsfoind așa presa și nu numai alte rețele de socializare, am văzut un primar care, destoinic de altfel și implicat, care felicita o elevă de la Petru Rare și cu mândrie spunea că a plecat din comuna Borlești și a avut profesori acolo, mentori acolo, o familie care au susținut și au ajuns să aducă rezultate pentru unitățile de învățământ de top din județul Neamț. De asemenea, ce pot să vă spun, revenind la colega mea, doamna director, și la școala unde este director, cu siguranță o să vă spună și dumneaei mai multe aspecte. Este clar că în mediul rural ne confruntăm în urma unor statistici clare la nivelul instituției pe care o conduc, cu o populație școlară care, din păcate, scade în mediul rural și crește în mediul urban. Aici e clar că avem o fisură și la legislație, pentru că părinții au joburi în mediul urban și preferă să-și ducă copiii la alte unități general, de învățământ. Legislația în învățământ este de asemănătoare cu țevile de la apa serv. Ei, n-aș fi atât deci, n-aș fi chiar de atât. Eu știu că aveți influența când vine vorba de acest domeniu, pentru că
dacă e să de începem care să... De care domeniul? De cu mobilitatea copiilor. Mobilitatea copiilor a fost și că va fi. Nu este o problemă pe care să o rezolve inspectorul școlar general sau dar directorul n-am spus asta. Eu am spus doar că țeava de la apa ser poate fi o comparație. Dar haideți să vorbim despre lucrurile pozitive și să dăm exemplu comunei Dulcești, unde primarul investește în infrastructura școlară, unde depune eforturi pentru a oferi condiții optime de învățare elevilor. Eu vreau să întreb un pic pe doamna director. Ce eforturi depune primarul și ce investiții sunt? Aș putea să ne mândrim, de fapt, cu comuna Dulcești, pentru că primarul are foarte multe proiecte demarate și care urmează să fie aprobate, printre care și proiect de dotare a unității școlare, PNRR, dar noi, să zic, am luat startul prin PNRAS, proiectul de reducere a abandonului asta, școlar. Haideți ca să traducem. Da, deci da, este un proiect de reducere a abandonului școlar. Și la dumneavoastră acest proiect a fost aprobat pentru că a demarat anul trecut și a fost aprobat pentru că avem o rată de absolvire scăzută, un procent mic de promovabilitate. Adică mulți elevi care nu reușesc să finalizeze. Așa. O rată scăzută la evaluarea națională și chiar după acest an de muncă și de ore remediale pe partea de limba română și de matematică, am reușit să creștem procentul cu 1%. Eu zic că pentru început, mai avem încă 2 ani de proiect, vom reuși mai multe, dar cu pași mărunți și prin munca colegilor, pentru că ei au făcut aceste ore remediale, cu ajutorul doamnei inspector școlar general și a inspectoratului școlar care s-a implicat pentru demararea proiectului. Suntem în județul cel mai avansat, cred, cu da, suntem PNRAS-ul. Într-adevăr, ce spune doamna director este un plus valoare și încă de la începutul mandatului meu am ținut foarte mult, pentru că vin din unitate de învățământ și știu cu ce se confruntă unitățile de învățământ și în calitatea mea de director a Casei Corpului Didactic și nu puține ani, 8 ani de zile am avut ocazia să ajung în fiecare unitate de învățământ. Și spre fericire, județul Neamț a fost finanțat anul trecut cu o sumă considerabilă în 21 de unități de învățământ, iar anul acesta 24 de unități de învățământ vor demara aceste proiecte. Este un plus valoare atât pentru infrastructura școlară, și aici vorbim despre dotare, despre mobilier, despre săli digitalizate, dar și accesul elevilor la ore remediale, ore pentru formare profesională pentru cadrele didactice, care reprezintă clar un plus valoare și care vor duce în final, ca să ne înțeleagă ascultătorii și urmăritorii dumneavoastră, scopul, mulțumim tuturor celor care ne urmăresc, tocmai vor avea efecte directe asupra elevului. Și așa cum spunea doamna director, este clar că undeva la un capăt de drum vom vedea în statistici că mult mai mulți elevi din comuna Dulcești, tot îmi vine să spun Dragomirești, pentru că doamna a fost ani de zile director la Dragomirești, vor crește clar și va crește clar. Dacă îmi permiteți, la Dulcești înțeleg, este un asemenea proiect, dar din câte știu și la școala gimnazială 8. Și avem la școala gimnazială numărul 8 vor demara din acest an, urmează să... Abia a apărut proiectul, abia suntem eligibili în PNRAS 2, am luat exemplu școlilor. Da, spuneți-mi un pic, la dumneavoastră de ce? Eu vedeți, eu întreb de ce, că altceva nu știu. Categoric de ce? Păi eu să încep cu începutul, cu faptul că atunci când vorbești de școală 8, vorbești despre o școală care are o viziune ce presupune munca în echipă, colaborarea, respectul, unitatea, de aici și misiunea care derivă din nevoile școlii.
nevoia unei școli care funcționează cu două structuri în subordine, grădinița numărul 5 și grădinița numărul 8, cu peste 680 de preșcolari și elevi, cu peste 28 de formațiuni de studiu. Și dacă ar fi să merg pe o analiză scurtă de ce și noi pe NERAS-ul, merg pe acele probleme ale școlii și prima ar fi legată, așa cum ați precizat și dumneavoastră inițial, legată de reabilitarea unității de învățământ și celelalte vizează ceea ce se întâmplă în majoritatea școlilor din județul Neamț. Faptul că sunt copii cu părinți plecați în străinătate. Credeți, lucrul ăsta este... vine de spus. De aceea și în orașe e nevoie de acest gen de proiect. Da, copii la anumite școli. Da, copii cu probleme sociale din ce în ce mai acute. Cartierul Dărmănești. O să vă mirați, spre surprinderea dumneavoastră, în proximitatea școlii noastre există comunitate de romi. Dar nu mă surprinde, 8%, pe mine nu mă surprinde. Da, 8% din populația școlară romă. N-a reușit să romă. Mă surprindă nici domnul Ionas Sarte, e în emisiune, așa că da. E greu. Și totuși, dacă știi să fii un vecin bun, lucrurile se așează pe un făgaș normal, pe o normalitate, deci, pe un fireș. Îmi pare bine că spuneți lucrul acesta. Ne ascundem de obicei sub corectitudinea politică. Nu vorbim că avem comunitate de romi. Categoric, nu da. Vorbim despre copii cu probleme speciale, care sunt câte 2, 3, câteodată 4 într-o clasă și înseamnă o activitate greu de dus. Noi tocmai de aceea deci, suntem aici de să vorbim despre problemele reale această problemă. Și să se înțeleagă clar că în spatele unui manager de instituție școlară, în spatele fiecărui inspector școlar, chiar și eu inspector școlar general, este clar că este o muncă de ore întregi și necesită după muncă de teren. Eu, una, după cum bine știți, sunt o persoană care mă trezesc de dimineață și o iau la pas prin comunități, prin școli, pentru că e firesc, să știți, dacă e să fie un secret aici spus. Oamenii, colegii din comunități trimit foarte multe informații la inspectoratul școlar. Unele sunt atât de aproape de adevăr, dar altele atât de departe de acel adevăr, încât nu-mi place să privesc și să știu din școli de la alții. Vreau să fiu acolo, la fața locului, să ascult problemele, să analizez și apoi să decid să fac echipe cu oamenii din instituțiile de învățământ și e un firesc indiferent care este echipa. Că vorbim despre manager, că vorbim despre părinți, despre elevi. Important este să le ascultăm oful și să găsim soluții împreună. Apoi revin la inspectoratul școlar, unde mă așteaptă sute de documente care trebuie soluționate. Această activitate este deseori întreruptă de vizitele celor din teritoriu, dar și de audiențe programate și mereu las documentele la o parte și ascult omul, pentru că noi lucrăm cu oameni, da? Și atunci când îți calcă pragul instituției, este firesc să fie ușa larg deschisă. Să știți că până a venit în funcție, la inspectoratul școlar era ceva rupt din nemai întâlnit. Era ca un fel așa de cetate cu ziduri puternice și greu accesibile și am dărâmat acest mit. Ușa este larg deschisă, ascultăm oamenii și problemele sunt diferite. Domnule general, mi-ați ridicat mingea la fileu apropo de oameni. Dați-mi voie să merg mai departe și eu să vă spun că și forța școlii 8, tot prin oameni, este atunci când facem rapoarte sau când avem ședințe, întâlnirile noastre de lucru, vorbim despre școala 8 ca o echipă. O școală în care sunt implicați oamenii sufletește,
oameni frumoși, oameni curați. Avem o dovadă vie aici, doamna Florentina Popa și-a dus copiii la școala numărul 8. Și în ciuda faptului că există niște probleme, da, pentru că am spus că există niște probleme, populația școlară a școlii noastre nu numai că este în descreștere, merge pe un trend rectiliniu, poate chiar ușor ascendent. Și dați-mi voie să mai fiu și poate puțin lipsită de modestie, dacă mă considerați așa, am peste 45 de ani vechime în învățământ, toți la școala 8. Peste 15 ani în funcția de conducere și cunosc școala cu toate amănuntele. Cunosc oamenii de la cel mai mic, de la toate compartimentele, cu toate bucuriile, necazurile vieții. Important. Asta, da, asta ne face să fim uniți de la primul și până la ultimul om al școlii și contează enorm. Da, eu vă felicit pentru întreaga activitate, dar haideți să vorbim puțin și să spuneți celor care ne urmăresc și despre problemele întâmpinate la fiecare început de an, pentru că e o situație și a fost și nu trebuie să o ascundem, 133 de clase relocate. Investițiile vin cu zâmbetul pe buze pentru comunitățile locale, dar până se finalizează... Să mă scuzați, dar am cred că 40 de întrebări care toate se referă la același lucru. Când se dă drumul la școala 8? Da. Și dacă nu spuneți ceva, eu o să trebuia să opresc rubrica de comentarii, că nu mai fac față. Aici vă poate spune și doamna director, păi, dar da, și eu, calitatea mea de consilier local și... Păi vă rog, știți cum e, nu fac față, adică n-am ce să... Practic am semnat un contract pentru 30 decembrie, dar puteam să stăm în spatele ușilor închise. Am luat în balanță și am discutat cu toți factorii, de la elevi, la părinți, la cadre didactice și am cântărit foarte mult. Întrebarea retorică s-a pus, dacă nu acum, când? Școala avea peste 45 de ani vechime. Era nevoie, ca la casa omului, de o reabilitare. Deci acum vă întreb pe aia cinstită, pe aia bună, era nevoie de reabilitare. Era nevoie, da. Bun, era nevoie atunci pentru că... un mit a dispărut, da? Că școala nu avea nevoie de reabilitare. Era frumoasă, da. Era organizată, da. Dar atâta timp cât se investește în instalația electrică, în instalația sanitară, în băi, în condițiile categoric. Clar că se vor băga niște bani acolo, e clar. Acum v-a contactat cineva de la primărie să vă spună, doamnă, vă pregătiți că după vacanța de anul nou intrați în sălile de clasă? Ținem legătura cu două doamne inimoase, deci de la primărie. Cu tot respectul datorat, eu vă întreb încă o dată. V-a spus cineva, v-a garantat cineva că după vacanța de anul nou acolo, nu mai știu cum se cheamă exact, de sărbători, veți intra în școala nouă sau nu? Da, eu știu că e un proiect cu fonduri europene. Dacă dumnealor riscă foarte mult... Așa riscăm și noi să nu ne întoarcem, doamna, pentru că a fi local, relocați în 5 locații este destul de greu și la grădinița 5 și la ASE și la grădinița 8 și la colegiul Asache și la școala 11. Deci practic, să lucrezi în atâtea locuri, să coordoneze destul greu. De greu. Sunt convinsă că dumnealor asta vor lua în calcul. Au trenat puțin, au încetinit puțin lucrările, mi-aduc aminte în vară, pe motiv că dumnealor sunt într-o contractare de termopane, lucrurile s-au așezat pe făgaș normal și sperăm, eu sper, îmi doresc cât mai repede. Poate prima întrebare pe care mă pun elevii când ajung la ora de curs asta este, doamna, oare când ne întoarcem? Și vă dați seama cât de să greu mi-este să... consilier local. Da, da, doamna consilier. Da, e frumos ce spuneți dumneavoastră și că toate lucrările de reabilitare, de modernizare sunt necesare în tot județul Neamț și investiția în infrastructura școlară. Aceste termene, dacă se respectă sau nu, de cele mai multe ori nu țin de comunitățile locale sau ci de constructor. E dureros, poate sunt un pic răutăcioasă și am scos din contextul dumneavoastră treaba asta cu termopanele,
ne-am cam săturat să auzim că schimbăm termopane cu alte termopane. Viziunea trebuie să fie alta asupra investițiilor în infrastructura școlară și preșcolară, atât de la pe raza OATEG Piatra Neamț, cât și pe raza celorlalte comunități. Nu, nu mă celelalte întrebări se referă la creșa din Speranța. Da, ajungem și acolo. Tocmai ați spus că copilul de astăzi nu mai este copilul de acum 20 de ani, că ne confruntăm cu probleme, cu intoleranțe la anumite alimente, cu copii cu CES, cu copii cu probleme mediile și că e clar că și școala numărul 8 este în vecinătate cu o comunitate defavorizată și automat trebuie să adaptăm structura respectivă atât a comunității școlare din zonă la proiectele ce urmează a fi implementate. Salut orice tip de investiție în învățământ și pentru învățământ, pentru elevi, pentru copii, dar de cele mai multe ori, și aici trag un semnal de alarmă asupra reprezentanților legale a primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali, că responsabilitatea relocării și punerea la dispoziția spațiilor este autorităților locale. De aici poate și ușor uneori am intrat într-un conflict pe care noi nu ne l-am dorit pentru că noi știm să facem învățământ. Am ajuns pentru că vorbim de fața nevăzută, nu așa că am început și vorbim și despre fața nevăzută, nu de puține ori. A trebuit să mergem la fața locului să rezolvăm probleme și nemulțumirile părinților pentru că au fost în momentul în care mulți elevii în alte spații de învățământ trebuie să te asiguri ca și comunitatea locală că acele spații sunt conforme și oferă aceleași condiții pentru că o reorganizare a unității de învățământ, o reabilitare poate dura și ani. Poate că este o generație de sacrificiu și trebuie să ne gândim, în primul rând, la siguranța și la confortul elevilor. În momentul în care, știu că dacă e să vorbești din calitatea mea de consilier local și v-am spus, cunosc foarte bine fiecare unitate de învățământ, am ajuns în fiecare unitate de învățământ și știu cu ce probleme se confruntă. Și acele proiecte poate uneori trebuiau adaptate prezentului și pentru că știu că au fost scrise 2018. De alți primari, da, 2018, iar între timp prin asociații, prin fundații, prin oameni de bine, prin alte proiecte și programe puse la dispoziție de statul român, s-au mai făcut lucrări. Aici este o chestiune de legislație și probabil într-un inventar real se va vedea la sfârșitul acestor lucrări cum stau lucrurile. Dar asta vă spuneam că problemele unui director de învățământ, atât din mediul rural cât și din mediul urban, sunt diferite. Dacă în mediul urban ne confruntăm cu o solicitare majoră a părinților pentru a școlariza elevii și lipsa spațiilor, pentru că noi vorbim de reabilitări, dar de construcții nu prea vorbim. De școli noi nu vorbim. Nu mi-amintesc că în ultimii ani să se construiască. Doar creșa din Speranța. Și școala din Speranța. Și școala din Speranța. Da. Care este încă într-un proces de clădirea pentru școală, clădirea, ca să fiu foarte corect. Da, clădirea. Nu școala, că omul sfințește locul. Da. Da, dar știți cum este. Când ne apucăm de construit, trebuie să școala se construiește în comunitate. Nu comunitatea trebuie să meargă după acea clădire. Eu cred că așa este o abordare corectă. Deci, să ne aducem aminte când a început construcția și contextul în care s-a făcut, toată lumea vorbea de o necesitate socială acolo, că trebuie să facem, dar studii adevărate nu s-au făcut. Nu s-au făcut studii adevărate nici pentru coridoarele de mobilitate. Degeaba îmi spune mie cineva că se construiesc pentru că să fie mai puțin poluat traficul, că nu are nicio legătură. Așa s-a... Erau niște oameni și au zis: uite proiectul ăla, îl putem, axa aia de finanțare, putem să ne ducem și noi acolo. Cu ce? Păi zice, facem ceva. Bun.
Bă, dar ce faci, ai nevoie? Și apropo de o problemă pe care o să o discutăm, că o să invităm doi directori de liceu aici, aș poate vedea. Și un lucru foarte important. Dom'le, când fac o investiție în învățământ, mă gândesc că doar spoiesc și să cheltui niște bani, sau mă gândesc că acolo se va întâmpla ceva? Liceul auto, liceul forestier și alte asemenea lucruri, da, în care se bagă bani foarte mulți și stai și te gândești, dom'le, până la urmă, care e finalitatea? La o școală, cum e școala, am înțeles că și la dumneavoastră va fi reabilitare la Dulceti. Da, da, pe partea de școli sigure și sănătoase, suntem cu două săli de clasă, risc seismic 1. A, deci intrați și dumneavoastră. Da. Deci, când faci ceva și știi, domne, acolo pică, e posibil să pice ala. Da, trebuie să-l faci. Da, dar când bagi ceva într-un mastodont și bagi acolo și te întrebi, domne, pentru ce? Da, este adevărat că și e dumneavoastră? Clar ce spuneți dumneavoastră, că e o realitate, dar n-aș vrea să ne oprim doar asupra municipiului Piatra Neamț. Dar nu, eu am zis și la Roman sunt probleme și în alte părți. Deci nu vreau municipiul Piatra. Eu am zis că trebuie să ne gândim, vă continuam ideea, când faci o investiție în învățământ, nu te gândești doar că schimb termopanele, parchetul și ușa. Vă pot da un exemplu concret. În comuna Dulcești, în urma discuțiilor cu domnul primar și cu doamna director, văzând că ne confruntăm cu scăderea populației școlare, omul și-a pus problema. Ce pot face eu pentru comunitatea mea să-mi țin copiii în comunitate? Și s-a apucat de investit în învățământ. A început să investească acești bani, a accesat proiecte, fonduri. Noi de la Inspectoratul Școlar, eu personal am fost la Ministerul Educației și sunt genul de om pe ușă, intru, dacă e intru și a doua oară, nu vin cu o problemă nerezolvată. Păi nu știu, că nu prea au acolo că termopane, așa este. Și încercăm să punem umărul pentru a-și duce obiectivele la bun sfârșit. Urmează să se ridice o grădiniță cu program prelungit, tocmai pentru a-și ține elevii acolo în comunitate. Cadrele didactice și încadrarea de acolo să fie una adaptată elevilor și comunității. Că a venit vorba de adaptare, avem de anul acesta consilier școlar, un lucru care până anul acesta nu a fost în școlile din județ. Aveam de anul trecut, de când am venit din septembrie, profesor de sprijin, am făcut solicitare către școala specială, bineînțeles că am primit un răspuns pozitiv și domnișoara de sprijin este alături de noi în fiecare zi a săptămânii. Are cabinet, i-am oferit spațiu, materiale și cu ajutorul proiectului PNRAS avem trei table interactive. Una este folosită pe această parte de consiliere, de sprijin a copiilor în care au mare nevoie acești copii. Ceea ce reușesc colegii la școală nu se mai continuă acasă. Au acești profesori de sprijin, consiliera și colegii sunt cei care reușesc să facă o continuitate a ceea ce s-a început la școală. Am început la școală, continuăm împreună, rămânem după program și încercăm să adaptăm programa școlară care o avem la nevoile fiecărui copil. Da, vedeți că doamna director scoate în evidență lucrurile pozitive, dar în spatele acestor proiecte, pentru că vorbim de 21 de proiecte anul trecut, 24 anul acesta, PNRAS, 90 PNRR, la nivelul unităților de învățământ și alte măsuri și programe ale actualei guvernări, există o muncă decisivă în spate, pentru că trebuie să punctăm cadrele didactice și personalul din unitățile de învățământ nu sunt plătiți în implementarea acestor proiecte. Și cum adică nu sunt plătiți? Nu sunt plătiți, sunt atribuții suplimentare în fișa postului pentru doamnele secretari, pentru informaticieni, pentru
pentru contabil, vă dați seama că o jumătate de normă de contabil, sau mai bine spus o contabilă care ține două unități de învățământ, pentru că știți cum este normarea în funcție de numărul de elevi și preșcolari de la nivelul unității de învățământ, s-a obișnuit împreună cu inspectorul școlar, cu inspectoratul școlar, până la ore târzii în noapte, când am stat și am consiliat, am mediat, am citit de 50 de ori legea până să o aplicăm, pentru că asta este adevărata fața învățământului și deci lucrurile cei care sunt în aceste proiecte nu primesc niciun bani? Nu sunt plătiți, sunt proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și pentru elevi, pentru cadre didactice, sub nicio formă nu sunt plătiți. Și vă dați seama, s-au trezit cu aceste proiecte bune. Noi le prezentăm la nivel de statistică, dar în spate urmează 3 ani de implementare în care populația din unitatea de învățământ, colegii noștri de la secretar, contabil, administrator, director de unitate de învățământ, profesorii din cadrul unității de învățământ, implicați în proiect resursa umană, pentru că totul se face cu oameni. Au trebuit să se adapteze și să învețe din mers aceste aspecte și sunt bani europeni și nu e puțin. Riscurile sunt majore. Bun, dar totuși ar trebui să fie plătiți, adică de asta faci un lucru, activitate. Fonduri europene și că categoric da, și anul trecut, nu trebuie să te abați de la absolut da. Nimic. Noi tot ceea ce facem pentru elevi și am salutat aceste măsuri și că ne-am dorit aceste măsuri. Doamnele director au scris acele proiecte, au depus, au intrat într-o concurență, au fost mult mai multe la nivelul județului depuse, dar sunt cele care au câștigat. Cineva spune, da, asta cu banii e aiurea tare. Avem atâtea proiecte pe abandon școlar. Asta înseamnă că este una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă învățământul acum. Nu, aș spune o problemă fundamentală, abandonul școlar. Probleme, vă dați seama, noi la nivelul județului suntem o resursă umană în învățământ, 75.000 de oameni. 75.000 de oameni, de la cadre didactice, personal auxiliar, nedidactic, manager de unități. Populația orașului, municipiului. Da seama, 75.000 de oameni. Evident că și problemele sunt pe măsură, la fel ca și realizările. Am pornit de la un concept. Școală de la oraș versus școală de la țară. Cred că ideea principală spre final va fi că, indiferent de școală, omul sfințește locul. Omul sfințește locul. Că practic problemele sunt efective aproape la fel. Există însă ceva comun școlilor, parcă o singură școală. Tuturor școlilor din învățământul nemțean, faptul că există un mediator, un liant, un om care efectiv parcă are idei nesfârșite. Un om parcă are resurse inepuizabile. Uneori am întrebat-o aici de față pe doamna inspector școlar general dacă mai puteți. Pentru că și noi, ca și dumneaei, dacă mai putem. Ne începem, dumneaei a precizat adineori, munca de dimineață și o terminăm în seară târziu. Este managerul, să zic, al învățământului nemțean, dar un învățământ care face educație. Știți ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur? Cine face educație are șanse suplimentare la mântuire. Și asta face generalul nostru. Nu pot să fac acest lucru singur și vă mulțumesc pentru apreciere. Când am venit la inspectoratul școlar, mă așteptam și abordarea celor din afara inspectoratului este cu totul alta și nu știu câți cunosc cu adevărat ce se petrece, că totul este adaptat la nevoile elevului. Și e clar să ne adaptăm și noi, să trecem peste bariere și mentalități și să fim alături de elevi, de familii, pentru că valoarea supremă a societății și pentru mine personal, familia are un rol deosebit.
și atâta timp cât poți privi elevul și să îl înțelegi, poți să te oprești în timpul tău și din programul tău pentru a asculta atât părinții, cât și ceilalți actori implicați, e clar că vei reuși și ești cu un pas înainte, înaintea tuturor. Vreau să precizez și eu că anul trecut, pe vremea aceasta, cred că vă amintiți, da, până la ce oră, stăteam la ședințele cu PNRAS, împreună cu colegii de la contabilitate, cele 21 de școli, cu doamna general, cu doamna contabil, încă ne ocupau cei de la inspectorat parcările, oamenii care aveau, și noi nu mai reușeam să plecăm acasă, și doamna general cu o energie și atât de pozitivă, atât de mult ne-a sprijinit în acest demers, pentru că, vă spunem, nu a fost ușor. Cum a spus și dumneavoastră, proiectele europene implică foarte multă muncă. Multe sacrificii, riscuri. Da. Și încercăm să eliminăm din aceste riscuri citind legislația de foarte multe ori. Nu suntem experți în accesare și implementare fonduri europene. O problemă pe care o avem și e generală lipsa personalului în unitățile de învățământ și a normelor existente, tocmai pentru acele persoane sau chiar în inspectoratul școlar. Îmi doresc noua reorganizare să am alături colegi specialiști în proiecte europene, nu numai pentru scrierea proiectelor europene, ci practic pentru consilierea persoanelor din colegilor din unitățile de învățământ. Este nevoie de așa este ceva. Este nevoie. Este clar nevoie, este nevoie de așa ceva. Bun, acum, ca să respectăm formatul emisiunii, trebuie să mai și răspundem la niște întrebări. Răspundem, cum să nu. Dar rugămintea mea este să răspundem foarte scurt, da, că sunt foarte multe. Da. Deci, se insistă. Este vreo șansă ca să intrați după 1 ianuarie în școala 8? Eu, din ce a declarat inclusiv primarul municipiului, știu că la școala 8 sunt întârzieri, un pic de către ale constructorului. Categoric ne dorim. De aici, dar vreau să întreb ceva. Se reabilitează o școală. Da. Ca să nu mai să ne ajungem din nou la povestea cu creșa din Piatra Neamț. După ce se reabilitează școala, trebuie un set nou de autorizații? Desigur, ea trebuie autorizată. Și atunci, să spunem, constructorul termină pe 30 decembrie și urmează toate avizele. Desigur, cam cât durează o chestie de genul ăsta? Nu pot să vă dau acest Așadar, răspuns. Pot să vă spun că în momentul în care se finalizează lucrările, există un proces verbal de recepție a lucrărilor, după care managerul de instituție școlară, școala propriu-zis, să preia inventar și DSP, ISU, toate. Și de cele mai multe ori, să știți că lipsa de comunicare duce la probleme. Și dacă în timpul construcției, în momentul în care s-a scris acel proiect, nu contactezi și aceste instituții, să vezi dacă corespunde, pentru că cred că la, nu știu, într-o comună în apropiere de Piatra Neamț, e această problemă. Au finalizat lucrarea și din cauza desigur nu au autorizație ISU și îngreunează clar mutarea copiilor, revenirea aviz, la școală. Aviz directorilor de școli unde sunt reabilitări. Luați din timp aceste probleme. De ce, domnul Bălănescu? De ce directorii de unități? Pe mâna lor pică. Păi, dar de ce directorii de unități? Cine? Vedeți? Cine comunitatea locală. Dar cine ia avizul de la ISU? Cine a scos la licitație lucrarea? El se ocupă. El se ocupă deci, de tot. Deci, pe 30 decembrie, el ar trebui să aibă toate... Așa ar trebui în Piatra Neamț. Pe 30 decembrie, în momentul... Așa e una finalizarea lucrării proiect, și... Da. Dar vedem. Deci, la dumneavoastră ar trebui să ajungă totul cu toate avizele pe masă, dosarul, sigur, și dumneavoastră după aceea sigur. Să intre.
Bun, e foarte se bine face că atunci procesul știa, verbal de predare-primire. Da, a fost un proces verbal de predare-primire atunci când am plecat din locație, după care revine reverso, proces verbal de predare-primire de intrare în unitatea de învățământ. Am înțeles. E foarte bine că am precizat asta. Așa, altă întrebare, doamna general, sunteți întrebată, dar poate interveni și dumneavoastră aici, dacă știți câte localități mai au toalete în curte? Da, vă pot spune, sunt situații punctuale, pentru că noi când vorbim de toalete în curte, haideți să lămurim, un UAT are școala de centru și structuri. În foarte multe cazuri ele funcționează și sunt în evidența noastră ca unități de învățământ. Da, acolo dar de cele curte. Mai multe ori în acele unități de învățământ, tocmai că vă spuneam că sunt foarte multe accesări de programe și proiecte în modernizare, acei copii nu se mai regăsesc acolo. Bineînțeles că eforturile sunt susținute atât de directori cât și de reprezentanții comunităților locale și că e clar că, dar încă mai sunt aceste probleme, sunt punctuale și au primit finanțare și vă pot spune, Farcașul avea o structură, deci nu la școala de centru unde sunt copii. Da? Pentru că noi vorbim de clădiri și atunci, da, sau o grădiniță cu program normal, bineînțeles că fiecare copil este important și un copil dacă este în acea unitate de învățământ reprezintă prioritate pentru mine. Am avut discuții cu reprezentanții, cu primarii, am găsit înțelegere, dar să știți că nu că nu ar dori să investească, dar au proiecte depuse în finanțare, urmează să semneze contractele. Această problemă este una care va finaliza până la sfârșitul anului, pentru că au primit și cele două unități de învățământ, Gârcina și Farcaș, și vă spun exact, la Gârcina este vorba de structura Cuiești. Acolo era problema, unde avem școlarizați un număr de 37 de preșcolari, dar asta nu înseamnă că nu au toaletă deloc, au încălzire, au apă curentă, au tot ceea ce le trebuie, dar este în proxima vecinătate. Și dacă a accesat fonduri și are proiectul aprobat, urmează finanțarea, automat nu au mai alocat bani de la Consiliul Local. La dumneavoastră aveți situația asta? Vreau să precizez că noi suntem în starea de normalitate. Anul trecut am beneficiat de toaletele renovate de total. De asta mi-am adus aminte că erați pe lista anul trecut. Da. Au fost 37 de unități de învățământ. Unități de învățământ unde s-au alocat banii și s-au construit în interior aceste toalete. Se miră lumea că nu sunt plătiți cei care sunt în proiecte și spune ce, păi dacă nu sunt plătiți, cum să facă treaba? Facem, uite că pentru mai că face. Noi o facem. Da, continuă. Da, continuă. Din câte țin minte, PSD-ul e la conducere la nivel național sau nu mai aveți parlamentari care se schimbă? Dar de ce ar trebui să fim plătiți pentru aceste proiecte? De ce ar trebui, dacă sunt pentru elevi? Dați-mi voie să vă spun ceva. Orice muncă se face, trebuie remunerată. Când este vorba de un proiect pe bani europeni, în mod normal, cei care au negociat taxele respective de proiecte, cei care au negociat, trebuiau să aibă în cadrul proiectului și o asemenea cheltuială. Pentru că nu este normal. Hai să spun, eu sunt profesor, învățător și iau activitatea asta ca o continuare a muncii. O fac o dată, de două ori, de trei ori, dar trei ani e cam mult. Este un efort și comun. După aceea nu poți obliga un contabil care are o fișa postului în care nu era proiectul ăsta la momentul, da, așa. Nu-l poți obliga dacă el nu vrea, nu-l poți obliga. Da, dar deci nu este normal ca munca să nu fie plătită. Și aici nu mă puteți convinge, indic, cât de frumos vorbiți despre implicare, despre dovadă. Nu vreau să vă conving, este un efort comun.
este un efort comun, este o acceptare în momentul în care accesez acele fonduri. Fișa postului poate fi revizuită, iar timpurile trăite de noi și ceea ce facem noi în învățământ acum, v-am spus, nu mai seamănă cu ce se făcea acum 20 de ani sau chiar poate 5 ani în urmă. Colegii beneficiază de aceste cursuri gratuite prin PNRAS. Cadrele didactice din școală au beneficiat, cel puțin la Școala Gimnazială Dulcești, de cursuri de dezvoltare personală. Bun, asta este o formă de remunerare. De asta zic, cumva. Că este un efort comun ca și la sfârșit vedem care sunt beneficiile. Iar aceste eforturi sunt pentru elevi. Practic, proiectul e generos. Noi să nu credeți că nu am aflat că vor fi niște probleme și totuși am aplicat. Am fost printre școlile eligibile, PNRAS 2. Vom lua ce este bun, ce este frumos de la colegii noștri care au accesat și au fost admiși în runda întâi. Este generos, numai că vizează reducerea abandonului școlar, rata de promovabilitate, copii care vor lua note mai mari la examenele naționale și ceea ce a precizat foarte clar doamna inspector școlar general inițial, e vorba de niște fonduri care vin pentru beneficiarii direcției elevii și, de ce nu, și pentru școală. Și dotările, de ce să nu spunem exact. Dotările? Adică noi, când am ajuns la Dulcești, plăteam chirie pentru o multifuncțională. Acum, iată că am reușit să reducem aceste costuri din plata per elev, pentru că reușim prin PNRAS, avem două multifuncționare performante și cum tehnologia este cea care ne ajută și cu cea cu care trebuie să lucrăm acum, de ce să nu spunem că ne sunt de un real folos, atât pentru copii, cât și pentru colegi, cât și pentru părinți. Documentele sunt din ce în ce mai multe și mai ales pentru proiectele acestea accesate. Și nu numai acestea, pentru că putem vorbi multe ore despre proiectele accesate anul trecut și anul acesta, măsurile Ministerului Educației, putem vorbi și despre comunitățile care beneficiază de masă caldă, unde toți copiii ajung la unitatea de învățământ și zilnic primesc pachet alimentar. Sunt 10 OAT-uri care beneficiază. La anul se va extinde acest program începând cu 1 ianuarie. Eu zic că sunt lucruri pozitive, sunt fapte și nu vorbe goale, iar noi, ca și manageri vremelnic trecători prin aceste funcții, trebuie să ne adaptăm acestor timpuri. Aceasta este fața nevăzută a învățământului nemțean, orele, multe ore rămase peste program pentru a învăța odată cu cei care probabil își doresc să implementăm aceste măsuri. Mai sunt și alte întrebări, dar din păcate ne-am cam promit dus. Că revin în emisiunea dumneavoastră și aș vrea să revin cu doi manageri de unități de învățământ care au cămine, locuri de cazare și să vorbim despre aceste aspecte, dacă îmi permiteți, pentru că anul trecut nu a fost un an școlar ușor. Din punctul ăsta, și din acest punct de vedere și să vedem și să vă povestim unde am ajuns împreună cu comunitățile locale. Cum să nu? Păi eu mă gândesc deja la doi directori care și eu mă gândesc la doi directori. Știu eu că au avut probleme. Și eu mă gândesc. Vă mulțumim mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc invitație. Pentru participare. Mulțumim. Și de fiecare dată când sunt probleme, apelați, pentru că noi încercăm să fim aproape de fenomenul școlar. Atât cât se poate. Și lucru și cu bine și cu rău, că de asta suntem aici. Mă bucur că a existat interes. Îmi pare rău că n-am putut răspunde la toate provocările care sunt acolo. Cel puțin în două cazuri o să vă rog să vă uitați, pentru că e chestiuni punctuale la două școli. Da. S-au semnalat acolo
și ar fi bine de discutat și văzut despre ce este vorba. Să ne vedem sănătoși și pe parcursul anului și la final de an vom vedea ce rezultate au fost la Dulcești, ce rezultate au fost la școala 8, pentru că școala 8 și școala 5, mai sunt câteva școli cu copii relocați. Să vedem un pic cum au evoluat 133 de clase. Cum au evoluat copiii aceștia în perioada asta. Cele bune, numai bine, oameni buni, fiți sănătoși și puneți mâna din când în când, mai citiți și aveți grijă și ce citesc copiii dumneavoastră. Numai bine. La revedere. La revedere, mulțumim. La revedere.